Salut și bine venit, Sorin, la Fabrica de Bani. Eu sunt Dragoș și azi am hotărât să mai extind un pic portofoliu, să mai iau încă o acțiune la încă o nouă companie, dar și să consolidez un pic portofoliul de pe Trading 212. Înainte de a începe, am serios să dai subscribe la canal dacă n-ai făcut-o încă. Ai undeva aici butonul de subscribe, iar lângă el un clopoțel mic pe care dacă l-ai bifat și pe ăla, dacă l-ai bifat și pe acela, vei fi notificat de câte ori postez un clip nou. Iar la finalul acestui episod, nu uitați să dai și un like la acest episod. Suntem aproape de 1300 de abonați, foarte, foarte aproape de 1300 de abonați, așa că dacă tu deja ai dat subscribe la canal, dar știi că ai un prieten care ar putea fi interesat și s-ar putea abona la canal, poți să și recomanzi cu un share pe Facebook, pe Instagram, pe unde poți tu, la acest video sau la oricare dintre videourile pe care de pe canal, astfel încât să ajungem și la pragul de 1300 de abonați. Bun, v-am zis că încă de la început că vreau să mai iau acțiuni la pe piața din US. O să vedem despre ce m-am hotărât să iau și ce. Scuze, trebuie să schimb cadrele un pic. Așa, am mai făcut niște modificări mici în dashboard. Nici nu se văd foarte bine, o să vă scot eu pe ecran ca să mă vedeți. Așa, am adăugat valoarea portofoliului în euro, 5.096. După ce facem și aici actualizarea, adică 6.88 văd în momentul de față, 6.88. Probabil să mai pierdem niște comisioane, dar așa, 6.88. 5.100 și ceva de euro este valoarea de aici, vedeți valoarea din portofoliu, da, valoarea din întregul portofoliu. Asta nu e o cifră foarte importantă, dar eram curios așa, cam câți bani am și pe unde și zic hai să fac un pic o evaluare a portofoliului să văd cam care este valoarea, da? Deci nu este nici neapărat un obiectiv, dar e bine așa să știi cam pe unde ai banii, știi cam câți bani ai și pe unde sunt. Așa, bun. Haideți să luăm cu începutul și să vedem întâi despre la 3212 ce acțiuni mai cumpărăm. În fapt, înainte de a începe, am să-ți aduc aminte că dacă nu te-ai înscris încă pe 3212, poți să te înscrii, ai undeva în descriere linkul de afiliere al meu și pe linkul acela de afiliere, dacă te vei înscrie, vei primi o acțiune gratuită de până la 100 de euro în momentul în care faci activarea contului. Activarea contului presupune verificarea ta cu buletinul și poză selfie și de asemenea presupune să depui 50 de lei sau 10 euro pentru a activa contul. Banii aceia vei putea folosi să cumperi în continuare acțiuni și să începi să dezvolți un mic portofoliu de venituri pasive care să aducă venituri pasive chiar lună de lună dacă iei acțiuni la companii care plătesc dividende lunar. Dacă ne uităm la cele două companii care plătesc dividende lunar, sunt din portofoliul meu, că mai sunt și altele, da? E vorba de Realty Income și Stag. Vedeți că am și cea mai mare alocare din portofoliu pe ele două. De ce vreau să mai iau astăzi o acțiune? Că probabil asta o să vă întrebați. Vedeți în portofoliu cam 11 companii. Mie cifra 11 nu-mi place. Nu neapărat că ține ghinion, nu neapărat că nu e o cifră rotundă. Prevream să am fie 10 companii, fie 12 companii, fie 15. Vedeți că sunt cumva niște numere așa mai rotunde, mai, nu știu, mai întregi. Așa e format creierul uman, probabil. Să lucreze din 10 în 10, să lucreze în niște cifre mai rotunde și așa mai departe. Și atunci am zis că trebuie să mai iau astăzi o companie și aveam, dacă vă arăt și pe voi pe listă, aveam multe, multe opțiuni, da? Colgate Palmolive, Verizon, Main Street Capital, sunt companii la care o să iau acțiuni, H&M-ul nu trebuie să fie aici, sau nu știu, așa, și sunt multe companii, Coinbase doar să mă uit, LTC Properties iară, Vici Properties, Nextera Energy, McDonald's, am fost tentat să iau la McDonald's, m-am uitat și la Samsung. Până la urmă am ales ca Caterpillar să fie cel care este câștigător, da? Și dau deja ordinul de cumpărare acum. Iau decât de 10 euro, 6, 7, 8, 9, 10 euro. Așa, trimit ordinul de 10 euro. S-a și executat, văd, deci a fost lichitate pe piață. Și în momentul de față am 12 companii, așa arată portofoliul meu în momentul de față. Nu știu ce e altele. 3,14. A, nu le mai arată pe toate. Asta este. Nu înțelegeam de ce nu... Aha. Mă speriați, de ce am altele? Da, deci 12 companii se văd aici în tot întreg portofoliu, da? Nu se văd, din păcate, și pe lista asta așa detalii alocare. Momentan, da? Deci apare doar altele. Bine de știut. Așa, a doua chestie care vreau să fac este să mai consolidez
din companie de care le-am. Și ceea ce vreau să consolidez astăzi este Keylog, unde vreau să mai pun în, la cumpărare un... Deci am, cât am zis că am, imediat să văd. 13. Deci un... 27, cât mai am eu să dăm în portofoliu? 27, 37, am 37. Deci cumpărare, 37. Ok, și practic o duc în $50 și pe, pe aceasta, da? Keylog. Aștept să execute ordinul, s-a executat ordinul, văd destul de rapid. Înțeles că piața e deschisă. Așa, și în momentul de față la portofoliu, da? Avem 4 companii care au în câte $50 în portofoliu. Avem 2 cu 200, adică cele de tip rate. Așa, vom adăuga și acolo. PepsiCo cu 10, JP Morgan cu 10, Caterpillar tot mai intrat cu 9,97, pentru că da, a scăzut un pic după ce am cumpărat, se pare. Cred că acolo e un comision ascuns, sincer să fiu, dar o să facem un episod la un moment dat despre chestia asta, când mă prind ce și cum. Așa, 10, 10, 10, restul celelalte. În portofoliu mai am în momentul de față $9. Ok. Ce aș putea face cu $9? Asta e întrebarea. Uite, bă, mă duc pe Stag. Cumpărare. $9. 9 euro, nu dolari. 1 euro. Am un 210 pe Stag. Un 206 pe Realty Income, da? O să duc în 210 și Realty Income-ul, cred. Cel mai bine. Așa. În față nu mai sunt 0.31, da? Deci nu mai sunt bani. Dar cumva portofoliul s-a dus unde trebuie și e ok, da? Punctul meu de vedere. Bun, deci cam asta am făcut. Am mai adăugat o companie nouă. Continui să și adaug companii, continui să și... acumulez mai multe acțiuni la cele care deja le-am cumpărat. Cumva cred că voi sta o vreme cel puțin la 12 acțiuni, la 12 companii, pentru că deja m-am extins foarte, foarte mult. Probabil m-am gândit la un moment dat și la o restrângere, adică să vindem anumite companii din portofoliu, dar din păcate nu mă îndur la niciuna din ele să vând, da? Deci dacă uităm pe ecran, nu prea e niciuna de vândut. Sunt de deținut long time, așa, și probabil la un moment dat o să mai fac eu niște mișcări. Așa că, momentan, zic eu că e ok portofoliu așa. Poate ar fi bine să aducem și pe celelalte la $50, încă nu știu. Cred că mă duc la 210, 210 și cu de aici mai iau de unde pot să iau eu un $3 și un... De pot să iau de la un Procter & Gamble. $3. Mai fac rost de niște bani ca să le rotunjesc cumva pe astea. Tot așa, din cauza că îmi plac consumul rotund, nu trebuie să faceți chiar așa, să le țineți la linie. Dar 3 și mai trebuie 1, cred. Ia să vedem. 3. Coca-Cola, Johnson & Johnson. 4 euro câștig. 4 euro. Ăsta am câștigat mai mult la el. Vânzare. 1 euro. Ok. Am în portofoliu în de față, imediat vedem, sunt un pic focusat pe portofoliu în de față, pentru că nu vreau să fac greșeli, da, vă dați seama că fac în timpul registrării de aceste trading-uri și de multe ori a dus că prefer să le fac eu înainte și pot să vă prezint ce am făcut, dar am zis că e interesant să fac și așa, să vedeți live ce se întâmplă. 6 și câte am acum? 4. Da, e bine, da. Cumpărare, 4. Iarăși o chestie, ar trebui să am un pic de lichiditate aici, 2, 3, 5, $10 ar fi bine să am în portofoliu, să mai pot să mai cumpăr sau să mai echilibrez anumite acțiuni, dar deocamdată se pare că nu mai am. Poate mai intră acțiuni gratuite, chiar în timp ce pregăteam filmarea am mai intrat o acțiune gratuită și de acolo am avut, mi-a schimbat un pic strategia pe care aveam un pic mai înainte de filmare. 210, 210, 50, 50, 52, 51, e ok. 10, Caterpillar că nu a dat acum 9,98, oricum e, vedeți că e 0%, vedeți aici așa, deși 9,98. Eu trag concluzia cumva, dar, mă rog, nu trag nicio concluzie, o țin pentru mine deocamdată, fac un video separat pentru tema asta, dar țineți minte chestia asta. Așa, bun, pe trade, deci în momentul de față, portofoliul meu 688, da, 688.
N-am mai pus cu virgule cu cât așa. Deci ăsta e portofoliu. Pe Trayville nu m-am uitat foarte mult astăzi, n-am avut timp și chef de Trayville. 19633476. Au bine și astea. Totul este în regulă. Cam așa arată lucrurile. Urmează să mai vedem și ce, m-am zis, am alte obiective în momentul de față și vedere avansat, standard. Da. Urmează în curând să mai facem niște investiții, dar suntem focusați pe câteva obiective și mai îndepărtate de la fabrică și vreau să fac prea multe lucruri și cumva sunt la momentul în care mai acumulez informații, mai fac rost de niște contacte, niște parteneri. Deci cumva sunt așa niște discuții, dar pe termen mai lung, nu se va economiza probabil nimic acum. Cred că din toamnă, cred că de la 1 septembrie aș vrea să mai lansăm niște chestii, să zicem așa, dar vedem. Bun, deci cam ăsta a fost portofoliu. Nu m-am uitat dacă au mai venit dividende, dar nu cred că au venit dividende momentan. Cred că urmează să vină peste câteva zile, cam așa încep să mai vină și dividende. Mă duc la istorie, dar vedem dacă... Da, nimic deocamdată. În momentul în care vin dividende, o să actualizăm dashboard-ul. Sper că ți-a plăcut acest episod. Dacă ai sugestii de companii, poți să le lași în comentarii, că mă uit la ele și văd dacă îmi plac sau nu îmi plac, sau dacă sunt sau nu sunt pentru mine și așa mai departe. Deci asta este unul din lucrurile care contează. Dacă ai întrebări, iarăși lasă-le în comentarii. Dacă ți-a plăcut, nu uita, îți fac un reminder, dai un like la episod. Nu uita că poți să iei o acțiune gratuită dacă te înscrii pe linkul meu de afiliere din Trading 212. O acțiune între 10 și 100 de euro, cam așa am văzut eu că e valoarea ei. Multe sunt de 10-11 euro, cam așa am văzut din experiența mea. Poate la alții sunt mai norocoși. Așa, și de asemenea undeva în partea de aici vor apărea episoade mai vechi care sper să prezinte și alea interes pentru tine, care sper să te învețe câte ceva și să te ajute să construiești propriul canal de venituri pasive. Îți mulțumesc încă o dată că m-ai urmărit și ne reauzim în curând cu un nou clip.